Prima ediție a concursului de frumusețe pentru câini de rasă numit Valentine Dogs Show a avut loc la Ploiești în weekend. Evenimentul s-a desfășurat în incinta sălii sporturilor Olimpia. Cum v-a venit această idee? Umblând prin expoziții pe tot globul, să zicem, am furat ideea din alte țări și am zis să o introducem și noi, mai ales o bucurie mare în Ploiești. Corpul nostru de arbitri evaluează standardul și frumusețea exemplarelor aduse astăzi. Evenimentul kinologic a adunat peste 400 de câini din 7 țări care s-au întrecut în frumusețe. Conceptul este foarte interesant pentru că putem să venim în țară la show-uri, nu să mergem numai în țări ca Bosnia sau Moldova. Câinele a fost trimat manual, mutus, periat și curățat. Care sunt atribuțiile pe care trebuie să le aibă la categoria lui? Trebuie să fie un temperament liniștit, să fie prietenos și să-și asculte stăpânul. În cele două zile de concurs au avut loc și două expoziții naționale canine și două expoziții internaționale care sunt înscrise în calendarul competițional de profil pentru anul în curs. Publicul a avut acces gratuit la eveniment.